doliu în politica românească. Mircea Ionescu Chintus a încetat astăzi din viață. Cel care a văzut lumina zilei într-o localitate din Crimea a luptat în cel de-al doilea război mondial și a fost deținut politic în perioada comunistă. După Revoluție, a condus pentru o perioadă PNL, a fost ministru al justiției, deputat și senator. Om de o aleasă cultură, Mircea Ionescu Chintus s-a distins și ca epigramist, rămânând până la capătul existenței sale o persoană remarcabilă. Din păcate, povara celor 100 de ani împliniți i-a fost astăzi prea grea. Dumnezeu să-l odihnească!